stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%, o ediție dedicată integral, evident, celei de-a patra ediție a Festivalului de Teatru Toma Caragiu. Un eveniment care adună la Ploiești o mulțime de spectacole extrem de importante ale momentului. Stăm de vorbă cu reprezentanții organizatorilor și cu unii dintre protagoniști, pentru că am trei invitați în această seară și mă bucur să-i salut pe fiecare dintre aceștia. Doamna Raluca Nicolescu, directorul Teatrului Toma Caragiu, principalul vinovat de organizarea acestui eveniment, gazda. Festivalului de teatru. Bine ați venit la Ul TV. Vă mulțumim pentru invitație și mă bucur de reîntâlnire. De asemenea, alături de noi, în platoul Ul TV, se află actorul Ioan Coman, care este și coordonator tehnic al festivalului, responsabil de tot ce înseamnă buna desfășurare pe scenă a spectacolelor. Vom afla mai multe despre sarcina sa. Bine ați venit la Ul TV. Și bună de asemenea, actor într-o piesă care va avea premiera cu ocazia festivalului, o piesă al cărei regizor se află de asemenea în preajma noastră aici, la Ul TV, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai noului val de regizori, Vlad Cristache. Bine ați venit la Ul TV. Am citit numai lucruri bune despre Vlad Cristache, așa că sperăm mă bucur că o să mai citim. Că suntem împreună și că putem afla mai multe și din culisele festivalului, cum e tema emisiunii, dar și din culisele acestui spectacol care va avea premiera cu ocazia celei de-a patra ediții a Festivalului de Teatru Toma Caragiu. Pentru ce putem să avem nevoie de câteva detalii precise, de câteva repere pentru publicul care se află acum în fața micului ecran și care va dori să vadă spectacolele. În ce perioadă se desfășoară anul acesta? De ce vara și nu toamna, cum erau obișnuiți? Așa cum am promis la întâlnirea de dinainte de a treia ediție a festivalului, deci întâlnirea din noiembrie, am spus că vom încerca să mutăm festivalul în primăvară, pentru ca timpul să fie de partea noastră, astfel încât spectatorilor să le ardă să iasă și să vină la spectacole, pentru că ziua e mai mare și pentru că de data asta, iată, ne ținem de cuvânt, doar într-o mică măsură, pentru că un început este un început, sperăm să și dezvoltăm ceea ce am început anul ăsta, aducem spectacole în stradă. Deci, pentru data de 3 și 4 iunie, spectatorii ploieșteni, cei care nu vor fi în sala de teatru, cei care nu vor apuca să cumpere bilete la spectacolele care se desfășoară la teatru, vor putea să vadă două spectacole de stradă aduse cu ajutorul teatrului Masca. Și spectacole care se vor desfășura, cum să spun, acolo la ACR, deci la capătul pietonalului de la teatrul nostru. Și vor fi două spectacole minunate de care spectatorii ploieșteni sper să se bucure la cu adevărat. La care acestul va fi liber. Bineînțeles, bineînțeles. Festivalul va avea loc în perioada 30 mai 6 iunie, da. Ca să stabilim repere importante pentru public. Se deschide așadar vineri pe 30 mai și se încheie vineri pe 6 iunie. Avem o săptămână de teatru și o mulțime de reprezentații. Câte spectacole? Sunt 8 spectacole, pentru că de data asta festivalul se desfășoară doar în sala teatrului, pentru că este cel mai bun spațiu în care se poate desfășura un spectacol. Deci e un spectacol, este o sală de teatru cu toate condițiile, cu toate dotările și am renunțat în acest festival la colaborarea cu Casa Sindicatelor, unde totdeauna teatru încerca să creeze condiții foarte bune pentru spectacol, aducând lumini în plus, sunet în plus. Sala e destul de mare și uneori spectacolele pierdeau din calitate. Deci anul ăsta ne-am hotărât să facem spectacolul, festivalul pe 8 zile și nu pe 4, astfel încât spectatorii, era o problemă că spectatori care ar fi vrut să vadă amândouă spectacolele din aceeași zi, erau puși în situația să alerge sau să renunțe la un spectacol. Drept care acum nu este ziua și spectacolul. În fiecare seară vor avea parte de câte un spectacol, le vor putea vedea cei care fiecare chiar vor să aleagă și să vină în fiecare seară. Sigur, sperăm să fie și astfel de spectacole. Nu, de data asta n-am făcut abonamente, pentru că prețul este un preț foarte, foarte bun pentru un festival. Este 40 de lei, este 40 biletul, de lei da? Față la de la oricare din spectacolele. Da. Așa încât n-ați considerat necesar să veniți nu, cu în comparație cu prețurile care se practică la Sala Sindicatelor și unde publicul ploieștean chiar merge de obicei, deci consideră că e un preț pe care îl poate plăti. Noi de data asta aducem chiar spectacole, cele mai bune spectacole pe care le-am putut aduce în sala noastră de teatru. Eu nu contest că mai există alte încă 10 spectacole foarte bune în țară, dar astea sunt cele care s-au pretat la scena noastră de teatru.
Pentru că trebuie să ținem cont. Trebuie să ținem cont pentru că sunt unele montări care nu, deși am fi vrut să le aducem, nu reușesc să intre pe scenă. Sunt sigur că v-ar da dreptate coordonatorul tehnic al festivalului. Da, din el știe multe greutăți. Da, ceea ce fac eu, adică asigur interfața tehnică între scena gazdă și scena pe care a fost proiectat și regizat spectacolul. De obicei, regizorii se adaptează scenei în care lucrează și nu prea țin cont de necesitățile teatrelor de a circula. Da, călătorii, da, merge în turnee. Și pentru că nu există un standard după care sunt făcute scenele și sălile, de cele mai multe ori ai probleme. Nu e trapa unde trebuie, adică au un alt loc sau au alte stângi, alte asistent de eclaraj, lumini. Și punctual trebuie găsite soluții pentru fiecare. Trebuie găsite soluții pentru fiecare, pentru că dacă vă uitați, să vă dau un exemplu, când vine un mare solist în concert, își trimite camioanele, nu, ca buzduganul zmeului cu câteva zile înainte, zile înainte, da, care montează și, hei, noi neavând posibilitățile astea tehnice, punem de acord scena și dotările scenei noastre cu ceea ce vor, oarecum aproximativ, o să se potrivească pe scena noastră. De-aia am și renunțat la sala mare de la Casa Sindicatelor, pentru că acolo dotarea tehnică e destul de precară și nu le prea îndeplineam dorințele vizitatorilor sau... Vreau să vorbim mai mult în debutul emisiunii despre spectacolul pe care Teatrul Ploieștean îl va oferi publicului cu ocazia festivalului, da, un spectacol regizat alături de cele 7 spectacole cu 7 regizori veniți din București și din țară. Teatrul nostru are premieră chiar în timpul festivalului pe 3 iunie cu unul dintre cei mai tineri regizori importanți ai lumii. Da, ai teatrului românesc. Trebuie să vi-l prezint pe Vlad Cristache, care este și director artistic al Sălii Mici de la Teatrul de Comedie din București. Deci el deja a urcat niște trepte și a dovedit calitatea lui și prin spectacole și prin organizarea acestei săli. A venit la noi, s-a prezentat singur acum un an, am avut niște discuții, ne-a convins, a venit, repetă și va avea premieră pe 3 iunie. Acum las pe el să vă povestească. Cum ați ales? Spectacolul se numește Chip de Foc, e scris de Marius von Mayenburg, poate cel mai important dramaturg contemporan în momentul ăsta în lume. Și am vrut să spun o poveste despre dezintegrarea unei familii. În fața ochilor noștri, în timp de 2 ore, o să vedeți cum o familie dintre cele mai normale, ca și familia noastră de acasă sau ca și familia spectatorilor care vor veni la spectacol, sub ochii noștri se dezintegrează din cauza lipsei de comunicare dintre părinți și copii, din cauza lipsei de comunicare între părinți între ei, din cauza unei practic din cauza traumelor societății în care noi trăim, care se răsfrângă asupra părinților și apoi se răsfrângă asupra copiilor. Și practic avem niște adolescenți care sunt la pubertate și care nu știu cum să-și explice noile trăiri și porniri fizice care se întâmplă în ei și pe care nu le pot înțelege, nu au cum să comunice cu părinților și treptat ajung să comită niște acte de violență cumva îngrozitoare tocmai din lipsa de comunicare din familie. Și cumva e o poveste a unei familii dezorientate care se spulberă sub ochii noștri. Așadar, vorbim despre o poveste de actualitate în care se vor regăsi mulți dintre cei din păcate. Fie că e vorba de publicul tânăr sau de publicul în vârstă. Unii de o parte și alții de altă parte a baricadei, însă noi încercăm să nu latura violentă și latura șocantă a textului ne interesează, pentru că ne interesează foarte tare relația umană tandră, care e practic o tânguială, un strigă după ajutor pe care îl au în spectacolul ăsta atât copiii cât și părinții, în această lume haotică și dezlănată în care noi trăim, care practic anulează orice comunicare reală între oameni. Spuneți-ne câte ceva și despre distribuția pe care o aveți în acest spectacol. E o distribuție foarte bună. Am încercat să fac acest text și în alte teatre. Din păcate, sau din fericire pentru Teatrul Toma Caragiu și pentru mine, n-am putut găsi o trupă atât de echilibrată pentru rolurile din piesa asta în alte teatre și sunt foarte mândru de distribuția pe care o am în acest spectacol. Este vorba de actori pe care îi cunoașteți din Teatrul Toma Caragiu: Ionuț Vișan, Florentina Năstase, Ioan Coman,
Cristian Popa și avem bucuria de a avea un oaspete la Teatrul de Comedie, actrița Delia Nartea. Care de altfel a debutat la Teatrul Toma Caragiu. Da. Și care se întoarce acum pe scena Teatrului. După 20 de ani. Da. La Alexandru Dumnezeu. Ce ne puteți spune despre rolul pe care îl jucați, despre Vlad Cristache, despre lucrul cu un regizor tânăr? Acum ce vrea să zică? Eu îl cunosc pe Vlad, am văzut spectacolele, ne-a plăcut ce am văzut, spectacolele pe care le-a pus el la București și vreau să zic că textul ăsta este un text la prima lectură deosebit de violent și de dur și este oarecum integrat într-o mișcare și un pariu pe care oarecum conducerea și l-a asumat, pentru că este într-o direcție în care publicul ploieștean este obișnuit să citească spectacole. Adică este, pe prea mea, un public tânăr oarecum care vrea să vadă spectacole de comedie mai mult și nu este un public obosit, cum este publicul și obosit cultural, vreau să zic, din străinătate, care are nevoie de șocuri, care are nevoie de violentare. Oamenii cam se feresc în Ploiești de lucrul ăsta. Am avut experiența asta acum cu un spectacol foarte bun care a ieșit și care a avut succes în alte părți, dar în Ploiești n-a prea avut. Eu sper cu acest spectacol și cu regizorul aici de față să îi convingem să guste și spectacole de altă factură, cum e ăsta. Puțin mai dur, puțin mai violent, dar care are de desubt foarte mult lirism și sensibilitate. Deci e până la urmă și un pariu pe care l-ați făcut da, cu dumneavoastră și cu publicul. Da, adică care trebuie și el încercăm educat. Să ne sincronizăm puțin, să ne integrăm în Europa și cu spectacolul acesta, zic eu. Da, și suntem convinși că există public care și-ar găsi răspunsuri într-un astfel de spectacol, dar problema este să și recunoască și să vină și să vadă și să înțeleagă ce se întâmplă de divertisment, fapt, asta vreau să zic. Da. Încercăm să facem ceva dincolo de divertisment și să se gândească puțin. Înțeleg că măcar din punctul ăsta de vedere aveți emoții pentru cum va fi receptat spectacolul. E bine, pentru fiecare spectacol pe care îl facem avem emoții, normal. La unele putem ști, adică cunoaștem publicul că o să reacționeze pozitiv, dar aici este oarecum o provocare și pentru public și pentru noi. Eu cred că dincolo de termeni pe care putem asocia unor texte dramatice, de o anumită estetică de text sau de violență sau de șoc al scriturii dramatice, cel mai important lucru într-un text dramatic este ca povestea umană să aibă să fie principalul lucru care să fie purtat de către spectacol. Să aibă rezonanță. Să aibă rezonanță. Atunci eu cred că oricum ar fi obișnuit un public, orice tip de spectacol ar vrea să vadă, în momentul în care este pus față în față cu o poveste tandră și ginga și despre niște oameni care se caută pe sine și caută să comunice unul cu celălalt, numai că nu reușesc, și în momentul în care e pus față în față cu o oglindă reală și a vieților, spectatorul nu are cum să nu reacționeze. Așa cum de altfel s-a și întâmplat la spectacolul și e deschis la emoție. Cu Plastilina, pentru că ăla era un spectacol pe un text foarte dur, dar care emoționa teribil spectatorii și mă aducea de fiecare dată în sală în număr foarte mare. Dar a creat un cult. Plastilina în Ploiești, da. A creat un cult și o... Și a deschis gustul pentru și mulți copii veneau la fiecare spectacol și se regăseau. Pe de altă parte, mă gândesc că nici nu se putea găsi un moment mai potrivit pentru a avea premiera unui asemenea spectacol, care e și o provocare, decât în cadrul unui festival. Sigur că da. Unde oamenii tocmai asta vin, să descopere noi viziuni regizorale, să descopere noi trupe, noi actori, să se raporteze și la alte scene. Și de altfel asta se va întâmpla pe tot parcursul festivalului, pentru că toate spectacolele care sunt aduse sunt fiecare total deosebit unul de celălalt. Înainte de a vorbi despre spectacole, că o să facem și asta și avem și câteva secvențe din câteva dintre ele, aș vrea să vorbiți puțin și despre atelierele care au loc în cadrul festivalului, despre acele întâlniri regizorale. Da, sunt de data asta sunt doar două zile. Ne dorim ca pe parcursul vieții acestui festival ele să devină
mai multe, chiar pe întreaga durată, sau o să vedem, și să atragem din ce în ce mai mulți regizori. Pentru că se pornește de la ideea de întâlniri regizorale și vrem ca acest festival să aibă o personalitate a lui clar de recunoscut în lumea asta, în festivalurile care există în România. Unele sunt pe dramaturgie românească, altele de comedie, unul e Shakespeare la Craiova și la noi va fi de identitatea, sigur, identitatea, bineînțeles. Da. Vom avea două zile de întâlniri între manageri, între directori de teatru, regizori consacrați, regizori la început de drum și cronicari de teatru. Și se vor purta discuții, spre exemplu, e o temă care sper să intereseze pe toată lumea, despre relația regizor, manager și actor. Pentru că, de obicei, un regizor vine invitat într-un teatru și atunci trebuie să se adapteze condițiilor și necesităților acelui teatru, sau dacă un regizor este angajat al teatrului respectiv, cum este Vlad la Teatrul de Comedie, atunci regizorul acela gândește alături de manager un proiect pe o lungă durată, pe mai mult timp, în așa fel încât să formeze o trupă, să dezvolte și să știe ce va juca la anul, creând posibilitatea ca actorii să evolueze și ei să răspundă necesității lui de peste 5 ani, spre exemplu. Așadar, subiecte de actualitate, sigur că da, sigur probleme că da. Practice cu care se confruntă oamenii din lumea teatrului. Și încercăm să aducem importanți directori de teatru, cronicari și, de altfel, în cele două zile se vor prezenta 6 regizori la început de drum, absolvenți sau la prima sau a doua montare, și vor avea ocazia să se întâlnească cu directori de teatru și să fie cunoscuți de cronicari. Să vorbim și despre spectacolele pe care publicul ploieștean va avea ocazia să le vadă și am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă ați avut ocazia să le vedeți sau dacă știți mai multe din culisele lor, să ne și împărtășiți câteva impresii despre aceste spectacole. Poate respectăm ordine cronologică pentru a le fi și telespectatorilor mai ușor, da, în momentul în care trebuie să spun că anul ăsta... Aș vrea să vă spun eu așa. Astăzi mă gândeam pe marginea festivalului și a regiei, cum a apărut regia pe luna asta. Eu cred că actorii s-au strâns toți și toți vreau să joace Hamlet și pentru că se încăierau, l-au luat pe halibardierul numărul 5 și a zis, tu ești regizor, tu ne spui ce să jucăm. La fel s-au făcut și... importanța regizorului a crescut. La fel cred că și festivalurile, pentru că sunt foarte multe teatre și foarte multe festivaluri și pentru că nu-ți permite timpul să chem toate teatrele ca să scapi de povara înjurăturilor celorlalți pe care nu e invitat, se alege un selecționer. De aceea o să vedeți că puține spectacole le-am văzut noi, dar am avut încredere. Nu, e chiar serios. De data anul trecut n-am avut un selecționer și am încercat să vedem, să aflăm și vă spun că există și această imposibilitate de a chema un anume teatru pentru că ești pus în fața spațiului pe care l-ai. Deci noi trebuie să ținem cont de scena pe care o avem. Și atunci, anul ăsta noi avem un selecționer foarte important în persoana doamnei Andreea Dumitru, care s-a ocupat de altfel și de selecția spectacolelor pentru Premiul Uniter. Deci este un om care a văzut toate spectacolele din țară. Pe banii Uniterului. Da, și atunci am putut să ne sfătuim și să găsim cele mai bune spectacole pe care să le aducem pentru ploieșteni, gândindu-ne și la ce ar dori ploieștenii să vadă și la ce am dori noi să aducem în fața ploieștenilor, astfel încât să fie foarte la zi cu ceea ce se întâmplă în teatru românesc, pentru că de obicei ploieștenii sunt obișnuiți să vină la Sala Sindicatelor și să vadă un spectacol de fiecare dată, în mare parte, cu o vedetă. Dar teatru se întâmplă și în țară, se întâmplă și în alte teatre din București, care unele nu vin în deplasare la Ploiești, și am vrut să fie puși în situația de a vedea niște spectacole pe care de altfel nu le-ar vedea, nu s-ar duce la București să le vadă. Sau cu atât mai puțin sau la Oradea. Cu atât mai puțin la Oradea sau la Piatra Neamț, cum avem de data asta, din păcate, doar două spectacole din țară, pentru că, iarăși, de la Sibiu n-am putut să aducem nimic din cauza mărimii montării. Sunt lucruri de bucătărie de care noi a trebuit să ținem cont. Primul spectacol pe care îl vor putea vedea ploieștenii va fi vineri, Însemnările unui nebun, al lui Felix Alexa. Este spectacolul făcut la Arcub,
Ăsta nu e un teatru, este un centru cultural al Bucureștiului, dar unde se întâmplă foarte multe lucruri frumoase și Însemnările unui nebun este unul din aceste lucruri. În spectacol, spectatorii îl vor putea vedea pe Marius Manole, un tânăr, de fapt nu mai e chiar așa de tânăr, pentru că e foarte cunoscut, foarte văzut și un actor excepțional de la Teatrul Național. E unul dintre actorii aflați pe val, în momentul de față, cu siguranță. Un actor care muncește extraordinar și cu o dăruire teribilă, viața lui e teatru. De altfel, a și fost o poveste la un moment dat că a leșinat de oboseală pe scenă. Gogol, cred că asta spune foarte mult. Noi, de altfel, avem în teatru un spectacol cu suflete moarte. Cred că va fi un succes, sper. Pentru că e altceva decât... Deci este practic un singur actor care ține spectacolul în colaborare cu un muzician. Spectacolele încep toate la ora 19. Da, da. Iarăși o informație utilă pentru cei care se uită acum la noi. O zi mai târziu, sâmbătă, pe 31 mai, avem este spectacolul Șaraiman, un spectacol extrem de interesant. Vă propun să vedem da. Câteva cadre din el și apoi să ne întoarcem pentru a discuta despre acest spectacol. Am eu să vă dau... Pe cum ați făcut? Nu pot să zic. Un concept revoluționar pentru ședeaz. Este o combinație inedită da, de stand-up da, comedy cu dans contemporan. Am vrut să aducem și alt gen de spectacol și nu doar spectacolul de teatru clar cu care e obișnuit spectatorul din Ploiești. Cum de altfel și la festivalul trecut am avut spectacolul de la Timișoara. Este Romica Puceanu, este Răzvan Mazilu și este stand-up comedy. Eu cred că sunt trei lucruri care ar putea atrage foarte tare spectatorii din Ploiești. Este nonconformist, este cu siguranță, animat. Având în vedere absolut, ingredientele. Sigur că da. Și este... Sigur, Răzvan Mazilu nu va veni cu Șaraiman, deci Odeonul nu va veni într-o deplasare aici la în Ploiești. Deci, practic, pentru ploieștenii care n-au de gând să se ducă în București, e singura ocazie de a vedea spectacolul acesta. La fel cum stau lucrurile cu multe dintre celelalte spectacole. Presupun la fel și cu Olada, nu? Cu piesa celor... Lada este spectacolul lui Alexandru Dabija, pe care ploieștenii îl cunosc foarte bine din colaborările teatrului nostru cu el. Ultimul spectacol este făcut de Dabija la Ploiești, este Însemnările unui nebun. Suflete moarte. Na, a mai fost Trei surori, spectacolul minunat pe care l-au purtat ploieștenii și în Coreea și în Japonia. Și multe altele. Alte Călătorile Domnului Perișon. Călătorile Domnului Perișon. Este un regizor căruia uneori, de fapt cam des, îi place să se joace. Și spectacolul cu Oladă de la Piatra Neamț este un astfel de spectacol. Trebuie să vă spun despre Piatra Neamț că, deși ploieștenii n-au văzut multe spectacole ale acestui teatru, este un teatru de referință din țară. Este un teatru în care s-au format mari actori care sunt acum în București, pornind de la... Mălăele, dar până în Mălăele au mai fost... Și eu am fost la Piatra Neamț cu Mălăele, atunci am fost repartizați. Urival Iuritescu, majoritatea actorilor care au ajuns în București. Toți mergeau acolo când terminau eu. Sunt din Piatra Neamț. Acolo e o pepinieră extraordinară. Acolo se fac spectacole de trupă. Deci, în Piatra Neamț, cât timp actorii sunt în Piatra Neamț, foarte greu veți găsi vedete. Pentru că n-au ocazia să se remarce, pentru că sunt la fel de buni, echipa. Sunt la fel de buni toată trupa. Ei fac spectacole de trupă unde învață să fie foarte bun și în momentul în care ajung într-un alt teatru devin vedete. Spectacolul cu Oladă este o continuare a unui alt spectacol pe care Dabija l-a făcut acum câțiva ani, care se numea Ouă.
care e o comedie absolut minunată și spectacolul Coladă este tot o comedie pe niște texte de creangă la care publicul se va distra copios, nu puțin, copios. Deci este regizorul lui Ivan Turbincă, spectacolul care a avut acum două la prima ediție, la prima ediție cu Iureș, cu Marcel Iureș. Cum este ca regizor Alexandru Dalbija din perspectiva actorului care a lucrat cu... Este un regizor extraordinar, el a vrut să se facă actor, după a virat-o spre regie și este un om care lucrează cu actorul și se pare că nu... Că totul e foarte firesc. Totul e foarte firesc, da. Și simplu și ușor și, într-adevăr, când lucrez cu el, este o sărbătoare de la început până la sfârșit. Este debordant în imaginație, da. în energie și pare înclinat din ce văd, din textele la care v-ați referit, pe care le-a pus în scenă, pare înclinat să opteze pentru texte clasice cărora le dă niște haine noi, le... Are multe zone în care lucrează. Spre are exemplu, și el a făcut asta în care... El a făcut Gaițele la Odeon și cred că se joacă de 12 ani. L-am văzut când eram student. Deci spectacolul continuă să se joace. Poate fi și asta o provocare pentru un regizor, să opteze pentru un text care s-a jucat în multe formule și să-i găsesc o perspectivă și să învingă timpul. E o sarcină dificilă, nu? Pe care și-o asumă un regizor, mă gândesc, atunci când alege un text foarte jucat. Eu cred că eu, de exemplu, scot din ecuație publicul sau targetul sau toate discuțiile astea de marketing corporatist, pentru că, în primul și primul rând, trebuie să aleg un text care pe mine să mă emoționeze sau pe mine să mă amuze și mă gândesc că atât timp cât eu sunt emoționat de textul respectiv sau sunt amuzat de el, s-au mai găsit și alții care să rezoneze cu mine și să ne bucurăm și să ne bucurăm împreună de aceleași lucruri. Și cumva singurul spectator la care mă gândesc când aleg textul și când montez spectacolul sunt eu. Cred că asta e și o definiție bună a talentului. Asta dacă... când ești regizor, când ești manager, cum faci? Că ești și administrativ. Când ești manager, te gândești tot așa. Și tu știi ce discuții am avut noi până când tu ai pus textul ăsta. Eu asta cred că e și o definiție bună a talentului. E norocul de a-ți potrivi gusturile, ca gusturile tale să fie gusturile publicului. Adică în momentul în care se întâlnesc toate astea. Da. Norocul, talentul ăsta, cred că e. Norocul de a avea să rezonezi împreună cu comunitatea în care tu trăiești și ceea ce te emoționează pe tine să emoționeze pe cât mai multă lume. Omul potrivit la locul potrivit. Da, și alte asemenea. Și spectacolul adecvat. La publicul adecvat. Încă un spectacol interesant luni. 2 iunie, Leon și Lena, o piesă care s-a jucat la Ploiești, dar da, în altă formulă de curând. Deci, adică, în primul rând, Leon și Lena s-a jucat la Teatrul din Ploiești acum 16 ani, în regia lui Cristi Juncu. Pe urmă, acum de curând, spectacolul s-a jucat, nu ăsta care va fi în festival, textul s-a jucat cu un spectacol de la Brăila, în regia acestui vinovat. Și sper că v-a plăcut versul. Și a avut succes. Spectacolul de la Oradea este al regizorului Mihai Mănuțiu și iacă vorbim despre un regizor care a luat premiul Uniter anul acesta pentru întreaga activitate. Este un spectacol pe muzică, un musical. Deci nu este așa cum au fost obișnuiți, pus așa cum au fost obișnuiți spectatorii să-l vadă, un spectacol de teatru cu vorbe, ci cu muzică. Muzică care îi aparține Adei Milea. Deci, iată, este încă un punct de atracție în festival. Muzica Adei Milea, cântată și interpretată sub bagheta lui Mihai Mănuțiu, de actorii de la Oradea. Ați avut ocazia să vedeți spectacolul de la Oradea? Câteva cadre o să le vedem împreună. Sigur că sunt doar așa pentru a le stârni curiozitatea celor care se uită acum la noi și care vor veni să vadă spectacolul de la un capăt la celălalt cu ocazia festivalului. Nu mai știi cine suntem. Aia care joacă prin, să-i bănesc tot.
trădini. Haideți să ne simțim bine în rolurile feminine. Doamnele, intră mai târziu, am citit textul și știu. Bacul meu e cineva, l-am pățut în viața mea. Eu am o singură ambiție, mă mânt repetiție. Repede, am privitat, nu te aude de parat. Microfonul e defect sau m-ați dat foarte încet? Am intrat și în culisele spectacolului. Da, vreau să vă spun că, văzând imaginile, mi-am adus aminte că anul trecut, în festivalul de anul trecut, noi ne-am dorit foarte tare să aducem un spectacol de la Cluj, pe care l-a lucrat Adam Milea, spectacolul cu Insula, pe texte de Gelu Naum, și n-am reușit să-l aducem, din mai multe considerente. Era un spectacol de un haz și de o ironie extraordinară, pentru că ceea ce face Adam Milea reflectă talentul unui om deștept. Ea are haz și are ironie și văd din muzica pe care, din secvențele pe care le-am văzut acolo, că asta se întâmplă și la Oradea. Ea face niște spectacole speciale. Comentează într-un fel de desubtul textului prin muzica pe care o face. Practic și muzica e un personaj sigur în spectacol. Că da, dacă vă amintiți, da. Furtuna pusă la noi în scenă, da, cu câțiva ani de Cristi Juncu, era beneficiat de muzica de Emilia și era... În aceeași notă, da. Da, da, da. Deci e un punct foarte al acestui spectacol. Înainte de a vorbi despre celelalte spectacole, eu sunt curios, există prejudecata, poate că e și adevărat până la urmă, că există piese, sunt piese care se fac special pentru a merge cu ele la un festival, conceput într-o anumită cheie regizorală, cu o anumită structură, și piese menite să atragă publicul în sală pur și simplu. E adevărat? Nu e adevărat? Nu știu cât e de adevărat. Totdeauna când am jucat într-un spectacol, am sperat ca acest spectacol să meargă și într-un festival, să fie atât de bun încât să fie selecționat într-un festival. Sigur că uneori nu intri cu acel spectacol pe ideea unui festival, oricare ar fi el din țară. Deci dacă nu ai teatru, piesă scurtă, să mergi la un festival de teatru scurt sau monodramă, sau atunci nu mergi. Sau Shakespeare sau comedie românească sau cum. Că sunt, spre exemplu, sunt festivaluri care îți impun o temă și atunci nu intri. Anul ăsta noi, teatrul nostru merge la festivalul de la Sibiu, dar pe calitatea spectacolului, pentru că acolo nu e o temă. Se merge cu spectacolul lui Radu Afrim, cu Când ploaia se va opri. Și sunt spectacole, la fel ca și în televiziune, așa numite de public, nu, care au, în general, comediile, și sunt spectacole care se adresează unui public mai obișnuit cu teatru și care vrea și altceva dincolo de entertainment. E mai greu să faci spectacole de public care trebuie să placă foarte multor oameni decât să faci un spectacol de festival care trebuie să placă unui selecționer. Și, da, poți pica pe gusturile lui sau nu. Am reținut și această idee extrem de interesantă pentru cei care își pun problema din acest punct de vedere. Întorcându-ne la programul festivalului, ce urmează după Leon și Lena? Avem spectacolul de la Ploiești. Spectacolul de la Ploiești, premiera noastră. De care am vorbit, nu l-a văzut încă. Încă. Încă se lucrează. Știu, se lucrează, se lucrează intens. Până în ultima clipă. Cât da, mai, putem numai, să, mai puțin putem timp să desconspirăm niște lucruri, așa, să dăm puțin din casă. Trebuie să vă spunem că pentru acest spectacol, doi actori, care sunt Ionuț Vișan și Florentina Năstase, să cânte muzică live, au învățat în spectacol, să cânte la tobe și la chitară. Și la chitară. Și au învățat în aceste repetiții. Bine, asta e o chestie anecdotică, da. Dacă interesează pe cineva, da, la urmă, că interesează, da? Pentru că
E o muncă extraordinară pe care i-au depus-o. Așadar, și în acest spectacol muzical are un rol important. Da. Da. Și, păi na, trebuie să fie un manifest poetic rock and roll, așa. Da, și apropo de discuția înainte cu selecționerii și cu festivalul, până la urmă, toată treaba cu un spectacol este să placă oamenilor care vin în sală. Da. Dacă, dacă se întâmplă să placă și unui selecționer? Să placă și unui selecționer, pe mine unul nu mă interesează neapărat părerea, așa ziselor, oameni avizați de teatru. Cel mai mult și nu m-ar interesa să vină lumea la spectacolele mele, să rămână cu ceva din spectacolul respectiv. Cu ceva pe care... E practic o bucată din mine, ce mă interesează pe mine cumva, prin actori, și să se transmită la oamenii care vin în sală și dau un ban pe bilet să vadă spectacol. Da, dar sigur, spectacolele pe care le avem noi în festival umplu sălile în teatrele în care ele au fost făcute. Este clar. Și astfel ajungem și la următorul spectacol, la Tartuf, nu? Da. Da, Tartuf, da, sigur că miercuri, da. Pe 4 iunie. Miercuri 4 iunie este spectacolul de la Teatru Metropolis și el chiar umple sălile acolo și așa cum sunt sigură că se va întâmpla și la noi, pentru că este un text clasic cu un regizor foarte important care de altfel a montat și la noi două spectacole până acum. Teatrul nostru a colaborat cu el și probabil că va mai colabora. Este unul dintre importanții regizori. Uneori foarte incomod. Da, tenace și cu imaginație multă. Și atunci, na, Victor, spectacol, Victor Ioan Frunză, și atunci spectacolul întrunește și ceea ce spune Vlad, adică interesul publicului și interesul selecționerului. Asta, uite, cred că e o temă bună de discuție, apropo de discuția în relația manager-regizor-actor, discuția care va avea loc în cadrul festivalului, cred că e foarte interesant cum vede fiecare parte producția unui spectacol. Adică, pe mine, de exemplu, ce m-am zis Adina, ori, pe mine nu mă interesează cum este vândut spectacolul după. În schimb, pe manager interesează doar cum este vândut spectacolul. Deci, practic, eu fac un produs, cum e o sticlă de suc. Da, numai că în cazul nostru este un produs artistic care e o bucată de, din sufletul oamenilor care au participat la crearea spectacolului, după care vine echipa de marketing, împachetează totul și vede. Merge la public, merge la festivaluri. Bine, dacă merge, are ce împacheta, dacă are ce împacheta, da. El trebuie să aibă ce să împacheteze. De altfel, în spectacolul cu Tartuf, dovada că întrunește și este faptul că s-a câștigat un premiu UNITER pentru cea mai bună interpretare a unui, într-un rol feminin. Deci este, se numește Nicoleta Hâncu și este câștigătoarea premiului UNITER anul ăsta. Fiecare dintre aceste detalii constituie la rândul lui un cârlic pentru publicul sigur, care va veni altfel, la festival. Da. Faptul că vin să vadă un actor nominalizat sau câștigător la premiile UNITER e important pentru publicul. Și nu sunt singurele premii UNITER care s-au luat de un spectacol care e prezent în festival la noi. Mai există la spectacolul cu Yentl de la Teatrul Evreiesc, regizorul a fost nominalizat la cel mai bun la debut. Cel mai bun regizor pentru debut și mai este și actrița pentru cea mai bună actriță în rol principal, Alexandra Fasole, a luat premiul UNITER pentru anul ăsta. Vom avea și statuile de la Teatrul Masca, da? Pe pietonala de la Teatrul Toma Caragiu. Avem câteva imagini și apoi să ne spuneți mai multe și despre cele două spectacole, că înțeleg că sunt două ale spectacole în două sete, în 3 și 4 iunie, care vor putea fi văzute de publicul din Ploiești.
am avut așadar câteva imagini cu statuile lui Mihai Malaimare cu Teatrul Masca. Da. Vom avea două spectacole la Ploiești. Și Fior de Amur în București. Ceea ce fac ei, actorii Teatrului Masca, este absolut special și cu totul deosebit de ceea ce facem noi pe scenă. Am văzut de curând la ei Romeo și Julieta, un spectacol minunat. E foarte greu ce fac acei actori. Fac altfel de teatru. Cu totul și cu totul altfel. Pantomima și expresia trupului și a feții și mișcarea și totul este cu totul deosebit de ceea ce au văzut spectatorii din Ploiești și de asta am și vrut să fie Teatru Masca cu două spectacole și cred că acele două seri să fie o sărbătoare pentru spectatorii care se vor strânge în jurul lor la lumina reflectoarelor, pentru că e chiar deosebit ce fac. Joi avem un spectacol al Teatrului Evresc, da? Vin actorii de la Evresc, un teatru cu o bună reputație, da, cu tradiție bogată. Da, și Teatrul Evresc revine. Anul trecut n-au fost, dar au fost acum 2 ani cu un spectacol și au avut mare succes. Sunt apreciați, ei fac spectacole de foarte bună calitate. Iacă, dovada este că acest spectacol a fost, regizorul acestui spectacol a fost nominalizat pentru premiul de debut și premiul pentru cea mai bună interpretare feminină este tot la ei. Avem și aici câteva imagini. Haideți să le urmărim și după aceea să vorbim și despre ultimul spectacol din festival. Cihadas? Cum ai eu? Explica asta. Sunt mijloace. De ce? Ca să o scap de mărinișul cu alt bărbat. Așa putea noi zi să fie a ta. Tu te logodisești cu Peșa, Hadas mă iubea, Hadas era cea menită ție. Tu însu ți-ai spus asta, ai spus că Hadas este cea menită mie. Am spus și așa ceva. Da. Mama e mură. Nu o să mai asculte pe mama ei, nu mai e un copil. Barba. Cred că nu o să crească niciodată. Câți ani? 19 ani și 5 luni. Poate nu-i prea târziu pentru noi. Noi doar? Da. Nu trebuia să te căsătorești cu Hadas, să fii lângă mine, trebuia să te căsătorești cu mine. Și să-mi petrec viața cosindu-ți nasturii? Adictor, tu chiar nu înțelegi că eu, părătora, nu pot să respir. Nu știu, poate găsim o cale să nu șamalizăm toate astea. Ce să fac? Să divorțez de Peșa și să te întorc cu Hadas. Să ne acorde niciodată. Fii atent. Dacă Peșa nu-ți acordă divorțul, tot ce ai de făcut este să aduni semnături la 100 de rabini și cap de ea. 100 de rabini? 100 de rabini, poți să o faci. Nu, uite. Îi scriu eu o declarație. Și tu poți depune mărturie. Nu pot să depun mărturie. Dacă depun mărturie, o să fiu declarat complice și cred că se spune undeva că cel care depune mărturie pentru o femeie părăsită nu se poate căsători cu ea. Îi trimit un act de divorț. În felul ăsta, Hadas va fi o femeie liberă și nu mai ai nevoie de mată, corect? O să cred, sub lege talnice, o femeie! Da, de altfel cred că s-a și înțeles, pentru că este povestea unei tinere femei care se răzvrătește împotriva limitelor puse de tradiție și religie și e chiar e impresionant. De altfel a fost, cred că este dramatizarea după un text care a servit și ca scenariu unui film, Iental se numește, a și rulat zilele trecute, da, în distribuție Barbara Streisand. E vorba despre emanciparea femeii, un subiect la modă. În ultima zi a festivalului, un spectacol de la Notara, da? Cu el se încheie. Festivalul a fost cu premeditare ales acest spectacol pentru ultima seară? N-a sau fost oricare dintre spectacolele ar fi putut care să încheie festivalul, sigur că da. Uneori am ținut cont și de faptul că un teatru anume mai pleacă la un festival sau că, deci... Nu știu, n-a fost cu premeditare, dar e binevenită încheierea aceasta cu Notara, cu Teatrul Notara. În spectacol joacă unul din actorii teatrului nostru,
Andrei Vasulianu. Spectacolul este al regizorului teatrului nostru, Cristian Juncu. Acolo spectatorii o mai pot vedea pe Catinel Dumitrescu, pe Dan Bordeanu. E un spectacol foarte frumos, luminos, cu mult haz, jucat foarte bine, cu o scenografie absolut minunată. L-am văzut și mi-a plăcut foarte mult și sper că... Biletele s-au epuizat deja, nu mai sunt. Mai sunt câteva, în jur de 10, 11 bilete. Cum s-au vândut biletele pentru spectacolele de la festival? Mai sunt? Că înțeleg că sunt spectacole cu casa aproape închisă. Unele s-au vândut deja, pentru că sigur că și teatru respectiv a stârnit interesul sau numele spectacolului. Mai sunt bilete și mi-aș dori ca spectatorii să mă creadă pe cuvânt că spectacolul de la Oradea va fi o sărbătoare pentru cei care vor fi în sală și să vină să mai cumpere cele câteva bilete care mai sunt de vânzare, pentru că nu vor regreta, ca și spectacolul de la Piatra Neamț. Ne dorim foarte mult ca spectatorii să vină și să vadă premiera teatrului nostru. Cel mai important eveniment al festivalului, bineînțeles, pentru că este copilul nostru și ținem la el și sper să se joace multă vreme de aici înainte, îl vom relua în toamnă și... Așadar, sunt spectacole în care apar și actori vedete, sunt și spectacole de trupă, cum se cheamă ele? Asta aș vrea să zic, mie mi se pare, observând din afară, că așa ca și orice organism, și festivalul ăsta odată înființat își are identitatea lui și încearcă să-și o găsească. Și se, pe parcursul timpului, dacă urmăriți edițiile, cele patru, s-a încercat o translatare dinspre spectacolul de vedetă, spre spectacolul de regizor, cum am zis, spre spectacolul total, în care spectacolul este rolul principal și nu vedeta, capul de afiș. Pentru că trăind la marginea Bucureștiului, oarecum așa, în umbra Bucureștiului, oamenii din proiect sunt obișnuiți să meargă la spectacol cu vedete, la nume, și atunci pierd foarte mult mergând în săli improprii spectacolului. Sunt multe spectacole făcute în sală mică și aduse și jucate pe scenă mare aici la 500 de oameni și atunci se pierde foarte Altele mult. Sunt spectacole mici, pur și simplu, care se joacă în săli mari. Sau cu o vedetă care atrage. Păcând noi încercăm să aducem teatru de calitate, teatru, spectacolul, adică care vedeta e făcut este de actori. Vedeta este spectacolul în sine. Că uneori e o întâmplare fericită că sunt și vedete care se integrează sigur că în spectacol. Și care completează și ridică nivelul prin prezența lor acolo, dar spectacolul este eroul principal. Sunt tare curios, pentru un regizor tânăr, e greu să lucrezi cu actori vedete? Eu am făcut recent un spectacol la Teatru Mic cu unul dintre cei mai importanți actori din România și, apropo de popularitate și notorietate, cu Gheorghe Visu și cu Cristi Iacob în același spectacol, doi actori foarte cunoscuți, și m-am înțeles foarte bine. Cred că competența naște respect în lucru și nu cred că are vreo legătură cu vârsta. Competența naște respect și lucrurile curge normal între oamenii competenți. Adică profesioniștii se recunosc unii pe alții și atunci se și respectă în consecință. Exact. E ceea ce înțeleg că s-a întâmplat și aici la Ploiești, când v-ați întâlnit cu actorii teatrului ploieștean. În ultimele minute, ce mai pregătiți la Ploiești? Alte spectacole? Se mai poate spune câte ceva despre... Da, în paralel se mai repetă un spectacol despre care sperăm noi că va avea premiera la puțin timp după finalizarea festivalului. Ne-am programat să fie asta în 17 iunie și este o comedie, așa cum de obicei așteaptă spectatorii noștri. El se numește West Park. West Park și este după traducerea unui text al lui Woody Allen. Deci va fi o bucurie pentru spectatori. Este pus în scenă de Liviu Lucaci, actor și regizor de la Teatrul Național, unde joacă Andrei Vasulianu, Nadiana Sălăgean, Ada Simionică, Nadiana Sălăgean, Dragoș Câmpan. Dragoș Câmpan, și avem o tânără colaboratoare,
Diana Roman. Diana Roman. De la absolvent. Pe de altă parte ne spuneați că veți participa și la festivalul de la Sibiu. Se întâmplă tot mai des auzind de spectacole ale Teatrului Ploieștean în București. Aveți colaborarea cu cei de la... De obicei, după o premieră importantă și în ultima vreme noi chiar am avut premiere importante cu care ne-am permis să merg. De fapt, asta se întâmplă de foarte multă vreme. Fiecare spectacol care a avut premieră la Ploiești, la un moment dat ajunge în București. De obicei, se merge la Teatrul Odeon, care este sala noastră de suflet, care ne găzduiește. Și chiar am avut săptămâna trecută două astfel de spectacole. S-a mers cu Suflete moarte și cu Omul care a văzut moartea. E pe moarte a fost treaba. Da. Tematica a fost moartea. Spectacolul Omul care a văzut moartea în regia lui Cristi Juncu și nu mă sabota, al lui Alexandru Dabija. La Sibiu se merge cu spectacolul lui Radu Afrim, cu Când ploaia se va opri, un spectacol pe care de altfel spectatorii noștri au avut posibilitatea să-l vadă din toamnă încoace, un spectacol minunat, foarte emoționant, și asta e și dovada că e un spectacol de calitate, că a fost selecționat pentru festivalul de la Sibiu. Și am fost și în Arad. Și am fost și la festivalul de la Arad. Și vorbim încă o dată de un spectacol care nu e comod pentru public. Nu e un spectacol comod, e un spectacol foarte deștept, cum am mai spus, și care obligă spectatorul să gândească și să participe. Din aceeași linie pe care am menționat-o mai înainte, de a încerca să prezentăm publicului și altfel de spectacole care să pună să gândească, să reacționeze sensibil la anumite probleme eu de viață. Eu cred că în momentul de față deja publicul și să-i modifice gustul. Grație unor asemenea spectacole e deja pregătit și pentru premiera pe care ați pregătit-o cu ocazia festivalului. Nu va fi atât de șocantă întâlnirea cu genul acesta de teatru, ba dimpotrivă, cred că vor fi foarte mult satisfăcuți de ceea ce. Noi sperăm să fie șocantă, dar plăcut șocantă, adică și să-i provoace să gândească și să plece. Să nu rămână indiferent, să nu refuze, să vrea să mai vină. Și să vrea să mai vină și să spună duceți-vă că merită, pentru că e un spectacol deștept. Asta îl dorim, așa îl dorim. Și sensibil. Și sensibil. Ca mine. În această notă optimistă, sensibilă, încheiem emisiunea de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. De-abia așteptăm festivalul și toate aceste spectacole, precum și premiera Teatrului Ploieștean. Despre festival și vă așteptăm cu drag, vă așteptăm și pe dumneavoastră. Veniți la teatru, pentru că noi pentru dumneavoastră lucrăm de câteva luni și ne-am străduit să aducem chiar tot ceea ce este mai bun, nu tot, pentru că n-am reușit, dar ce am adus este din ceea ce este mai bun în teatrul românesc. Așa că veniți să vedeți, pentru că sunt doar 8 zile. Pe urmă, ele nu mai vin, aceste spectacole nu mai vin. Mulțumim foarte mult încă o dată, toate cele bune. Mulțumim și dumneavoastră, și dumneavoastră la fel, dragi telespectatori, toate cele bune până data viitoare.